El are cuvântul perfect, el are adevărul, adevărul absolut. Așa că vă invit împreună cu mine să deschideți Sfânta Scriptură la Psalmul 55. Vreau să citesc începând cu versetul 12 până la versetul 23 inclusiv. Psalmul 55, de la versetul 12, cuvântul Domnului Iisus Hristos, adevărul absolut. Nu un vrăjmaș mă bat jocorește căci a suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui, ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu, să vină moartea peste ei și să se coboare de vie în locuința morților, căci răutatea este în locuința lor, în inima lor. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața, la amiaz oftez și gem și El va auzi glasul meu. Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și îmi va aduce pacea, căci mulți mai sunt împotriva mea. Dumnezeu va auzi și va smeri. El, care din veșnicie stă pe scaunul lui de domnie, căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare și nu se tem de Dumnezeu. Ei pun mâna pe cei ce trăiau în pace cu ei și își calcă legământul. Gura lor este dulce ca smântâna, dar în inima lor poartă războiul. Cuvintele lor sunt mai alunecoase decât un de lemnul, dar când ies ele din gură sunt ca niște săbi. Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit și tu, Dumnezeule, îi vei coborî în fundul gropii, oameni setoși de sânge și de înțelăciune nu vor ajunge nici la jumătatea din zilele lor. Eu însă mă încred în tine. Slăviți să fie Domnul, ocupăm locurile. Dragii mei, zilele trecute călătorind cu mașina, așa în mintea mea o amintire a unei experiențe pe care am avut-o cu ani de zile în urmă, m-a făcut să mă apropii de mesajul acesta și să împărtășesc cu voi mesajul acesta. Mi-am adus aminte că cu ani de zile când organizam una din lucrările de la Deva, m-am rugat Domnului și mă rugam împreună cu echipa cu care slujeam și am zis, Doamne, anul acesta avem nevoie de biruința Ta. Și am zis, vrem să stăm înaintea Domnului, vrem să postim, vrem să ne rugăm. Dar în timp ce posteam și ne rugam, mi-aduc aminte că am avut o lucrare din partea Domnului undeva la un grup de rugăciune. Și Domnul spunea așa, roagă-te și postește mai mult pentru că diavolul vrea să-ți dea o lovitură referitor la lucrarea la care o începi. Și m-am rugat și m-am rugat și mi-am adus aminte, dragii mei, de experiența asta călătorind cu mașina, că o experiență atât de tragică pe care noi o găsim în cuvântul acesta pe care eu l-am citit în dimineața asta. Și am început să mă rog și am început să mă rog și am zis, Doamne, te rog să nu lași ca cineva să strice lucrarea asta. Te rog să nu lași ca cumva, începând lucrarea asta, numele Tău să fie făcut de râs. Doamne, ca nu cumva mărturia noastră să fie afectată. Și Dumnezeu mai târziu, câteva săptămâni mai târziu, descoperă și îmi descoperă pe oamenii care se ridicau împotriva lucrării. Știți cine erau oamenii aia? Unii dintre oamenii cu care eu făceam echipă. Când Dumnezeu mi-a arătat lucrul acesta, mi-aduc aminte că stăteam cu mesajele acelea pe care le-am văzut în mână și mă uitam la ele și nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred ceea ce scriau oamenii cu care eu mergeam, exact cum spune David, la casa lui Dumnezeu zi de zi. Oamenii cu care mi-am pus, sau oamenii în care mi-am pus nădejdea că voi face o lucrare. Oameni buni, salmul acesta și despre asta vreau să vorbesc, vine David și spune, nu un vrășmaș mă batjocorește ca suferi, adică nu unul care îmi face rău, pentru că există o oarecare suferință când cineva te vorbește de rău, când cineva îți face rău, când cineva îți spune în spate lucruri pe care nu ai făcut, spune Biblia, nu potrivnicul meu, nu pe ăla pe care îl știu că orice fac împotriva mea, nu pe ăla, că în fața ăluia eu mă ascund. Nu stau în față, nu stau față în față cu el, mă feresc de el pentru că știu că atât îl duce capul. Vine versetul 13 și zice așa, ci tu, care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine. Și în dimineața asta vreau să vă vorbesc, ce trebuie să faci când te dezamăgește fratele tău. Pentru că îmi dau seama că trăim în generația în care ne dezamăgim parcă prea mult unii pe alții, oameni buni.
Prea mulți oameni care rup inimi în generația noastră. Prea mulți oameni cu care pleci la drum și apoi te trezești că lui nu-i mai place, că el te vorbește. Prea mulți oameni care vin și spun, omule bun, vreau să vin până la tine. Și apoi când pleacă de la tine, scoate niște povești de nu mai știi cum să le repari. Prea mulți oameni care vin pentru că au intenții bune la început, oameni pe care i-ai considerat oameni duhovnicești, oameni care umblă cu Dumnezeu, oameni cu care ai slujit poate într-o zi, oameni cu care te-ai închinat lui Dumnezeu într-o zi, oameni cu care ai avut anumite acțiuni pentru slava și gloria lui Dumnezeu într-o zi și mai târziu aud urechile tale lucruri pe care n-ar trebui să le audă din gura lor. Și în dimineața asta vreau să ne uităm ce-a făcut David. Pentru că durerea lui David din versetul 12 și 13 și 14 e atât de mare, în care spune, nu mă batjocorește unul la care mă aștept, nu mă vorbește unul pe care îl știu că nu-i tace gura, nu, mă vorbești tu. Tu cu care am împărtășit secrete pe care nu trebuia să le spun poate la nimeni. Tu care ai intrat în familia mea și poate ai văzut anumite slăbiciuni. Tu în fața căruia m-am deschis și am avut curajul să spun anumite lucruri. Tu, zice, mă vinzi. Și în seara, în dimineața asta vreau să ne uităm, pentru că va trebui să stăm la masa Domnului. Ce trebuie să facem atunci când frații noștri ne dezamăgesc? Dragii mei, Biblia spune în Corinteni, în textul acela pentru cină, că fiecare dintre noi are datoria, înainte să stăm la masa lui Dumnezeu, să ne cercetăm. Și m-am gândit la cercetarea aceasta și în dimineața asta vreau să te cercetez cum stai cu relația față de aproapele tău, față de fratele tău, față de sora ta, față de mai mari tăi, dacă vrei. Și uitați-vă ce zice versetul 16. Pune-mi, te rog, Sami, versetul 16, pentru că ăsta e primul lucru pe care David îl face. Oameni buni, când totul parcă să năruiești în jur din pricina fratelui tău în care ai avut încredere, din pricina omului pe care te-ai bazat, David zice așa, asta a făcut el și e vorba de Ahitofel aici, dar eu, auziți aici, strig către Dumnezeu. 1. Țineți minte, dragii mei, atunci când fratele tău te dezamăgește, primul lucru pe care va trebui să-l faci e să strigi, să te rogi lui Dumnezeu. Nu este loc de răzbunare, nu este loc de poveste, nu este loc de a-l confrunta, nu este loc de a face tu scandal, nu este loc de a te duce repede și a vorbi cu comitetul, că uite ce ți-a făcut, uite ce ți-a zis, primul lucru pe care trebuie să-l faci, ăsta l-a făcut David. Zice, am început să mă rog lui Dumnezeu. De ce? Și Domnul mă va scăpa. Lăudați să fie Domnul. Dragii mei, înțelegeți în dimineața asta, rugăciunile noastre, strigătul nostru către Dumnezeu, îl face pe Dumnezeu să ne scape din probleme. Mi-am dat seama că suntem tentați ca oameni, știți la cine strigăm noi prima dată? La oameni. Băi, auziți ce mi-au făcut? Băi, auziți ce au zis de mine, mă? Mă, eu sunt un porțelan de ăla despre care n-are voie să zică nimeni nimic, sunt atât de fin încât mă sparg. Ai auzit ce au zis de mine? Asta e tentația noastră ca și oameni, dragii mei. Credincioși dragi, suntem tentați prima oară să răspundem la rău cu rău. Ascultați-mă bine, niciodată rău nu va birui rău, niciodată, niciodată. Lumina biruiește întunericul, slăvit să fie Domnul. Vreau să înțelegeți în dimineața asta că strigătul tău trebuie să fie către Dumnezeu. Strigătul tău nu trebuie să fie către oamenii din oraș, către oamenii de la muncă. Să spun eu ce face pocăitul ăla de la noi din biserică. Hai să spun eu, frate și soră, ce-o zis și-o făcut. Oameni buni, David ne învață ceva extraordinar. Strigați către Dumnezeu pentru că Dumnezeu vă scapă. Nu există nicio forță pe pământul acesta, nicio echipă de intervenție, dacă vreți, care să intervină așa cum intervine Dumnezeu. Nu există niciun păstor, nu există niciun comitet care să facă o judecată atât de dreaptă pe cum o face Dumnezeu. Pune-mi, te rog frumos, Matei, capitolul 14, cu versetul 30, să vedeți ce face Petru. Erau într-o zi Petru cu ucenicii, spune Biblia, erau acolo în barcă, era o furtună în jurul bărcii și Domnul Iisus vine pe mare la ei ca o nălucă, se tem. Și Petru începe și spune Domnului Iisus Hristos, dacă tu ești Iisus, zice, poruncește să vin pe apă. Și Iisus zice, vino pe apă. Și uitați ce zice versetul 30. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat la ucenici. A zis, ucenicii, întindeți-mi o vâzlă. Mă, oameni buni, voi sunteți cei care aveți, vâzliți cu barca mai aproape de mine. Nu, zice, Petru a strigat, Doamne, vreau să învățăm în dimineața asta, dragii mei, că Dumnezeu va onora credința mea și a ta de a spune prima oară problema ta în rugăciune față de El.
de a striga prima dată înaintea lui. Ea spune: Doamne, privește în jurul meu, uite-te, fratele cu care am alergat, sora cu care am alergat, uite problemele care mi le face, uite vorbele care mi le fac, am nevoie de intervenția ta. Petru a înțeles un singur lucru, că în momentul acela nu era nevoie și nu era bine să strige către ucenici, să strige către oricineva, să strige către o barcă, către ce vezi dumneavoastră? Nu. Petru a înțeles ceva și a strigat cu glas tare, a zis: Doamne, pentru că primul lucru pe care trebuie să-l faci e să strigi către Dumnezeu, că Dumnezeu te poate scăpa. Dragii mei, în momentul în care strigi către Dumnezeu, îl onorezi cu credința ta. Mi-aduc aminte că, cred că-s câțiva ani, dacă nu greșesc, încă nu eram mutat la Orșova, eram împreună cu fratele David și împreună cu el ne rugam pentru cineva. Știți ce îmi spune fratele David în momentul acela? A avut o descoperire despre Dumnezeu și a zis: Bogdan, vreau să spun ceva despre persoana asta. La persoana asta nu mai putem să-i spunem nici măcar o dată că trebuie să creadă. Persoana asta nu mai crede nimic. Persoana asta are credința atât de slabă încât tot ceea ce se va întâmpla de acum înainte trebuie să fie prin vedere. Dragii mei, am ajuns la concluzia că atunci când nu strigăm către Dumnezeu și ne plângem în stânga și în dreapta, mergem și vorbim la unul și la altul, credința noastră este mică. Și în seara asta mă rog Duhului Sfânt ca Dumnezeu să ne mărească credința. Un om plin de credință va face ce a făcut David și a zice: va striga pentru că Domnul mă scapă. El știe lucrul acesta, slăvit să fie numele Domnului. De ce mai trebuie să strigi către Domnul? De ce o strigat către Domnul? Pentru că uitați ce spune versetul 17: El va auzi glasul meu. Nu strigi în zadar, nu strigi la un om. La câți oameni n-ați fost de multe ori și a spus: oameni buni, ajutați-mă cu o sumă de bani, că am nevoie de bani. De câte ori n-ați cerut poate ajutor în rugăciune și ați fost tot amânați din pricina programului. De câte ori n-ați cerut ajutor într-o anumită problemă și ați fost amânați pentru că omul are slăbiciuni. Știți ce e frumos la Dumnezeu? Că atunci când strigi, Biblia vine și spune așa: El va auzi glasul meu. Nu există să strigi la Dumnezeu și Dumnezeu să stea nepăsător. Singurul lucru care pune zid de despărțire între tine și Dumnezeu, ca urechea lui Dumnezeu să se închidă și să n-auzi, îs păcatele, frați și surori. Păcatele rezolvate înseamnă zidul acela de despărțire, cărămidă cu cărămidă, luat, prăbușit jos. Urechile lui Dumnezeu astfel vor auzi strigătul meu și strigătul tău, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, strigați la Domnul că Domnul aude, este Cel care aude cel mai bine, este Cel care aude din prima, este Cel care onorează rugăciunea ta prin ascultarea, slăvit să fie Domnul. Uitați ce spune Biblia, pune-mi te rog Marcu 10 de la capitolul 47. Acolo vorbește Biblia despre ologul acela, despre orbul Bartimeu. Dragii mei, un text atât de cunoscut. Zice: el a auzit că Iisus din Nazaret trece pe acolo și a început să strige: Fiul lui David, ai milă de mine. Următorul verset. Uitați-mă ce se întâmplă aici. Mulți îl certau să tacă. Nu știu cum să face. N-ați observat că ori de câte ori începi să strigi doar către Dumnezeu, te trezești cu câte un frate, câte o soră, nu știu de ce Duh călăuziți lângă tine. Mă, cred că ar fi mai bine să te oprești cu rugăciunile și să-ți faci dreptate. Cred că ar trebui să te oprești cu rugăciunile și să mergi tu să spui, să faci ceva, frate. Zice: e adevărat, noi avem credință în Dumnezeu, dar trebuie să facem și ceva. Dragii mei, mulți îți vor zice: nu te ruga, că nu se rezolvă. Știți câți oameni am auzit? Am stat de multe ori pe genunchi, am împărtășit momente din viața mea și m-am dus și am spus: fraților, rugați-vă, unor frați, nu tuturor, bineînțeles, rugați-vă pentru asta. Au zis: nu, stai liniștit, zice, nu te mai ruga pentru asta, că oricum nu se întâmplă. Oricum nu se întâmplă. Pentru că mulți îl certau și pe orbul acesta. Știți ce îmi place la el? Dar zice, dar ieri striga și mai... Ascultați-mă bine ce vă spun. Oricine va veni vreodată să vă spună să nu vă rugați, că Dumnezeu nu vă mai ascultă, nu-i de la Domnul. Glasul tău îl ascultă Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Oricine va veni la tine și îți va spune: nu te du așa de departe, că Dumnezeu nu face chiar așa, că Dumnezeu nu vindecă chiar așa, că Dumnezeu nu eliberează chiar așa. Atâția oameni care au venit și au zis: lasă-mă că acum nu eliberează Dumnezeu, mai bine duceți-l la spitalul de psihiatrie. Oameni buni, ascultați-mă bine. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ascultă glasurile noastre, slăvit să fie Domnul. În dimineața asta vreau să înțelegeți că El îți va auzi glasul tău. Aleluia. Strigă către El, oricât de grea ar fi problema.
Eu am stat de vorbă cu un tânăr cu ani de zile în urmă și avea lucruri foarte grave peste el și toate lucrurile astea le făcea în trei locuri diferite. Și am zis, mă, dacă omul ăsta în locul ăsta, 1, 2 și 3, păcătuiește așa de mult, am zis, mă duc să stau de vorbă cu maică-sa, pentru că maică-sa trebuie să mă ajute ca omul acesta să fie restaurat. Și m-am dus și i-am spus la maică-sa atât, soră, locul ăsta și locul ăsta și locul ăsta, când auzi de ele, nu i-am spus ce-a făcut. Am spus, când auzi de locurile astea, fă tot ce stă în putință și nu-l lăsa să meargă acolo. Ascultă-mă, soră, câștigă-ți fiul, câștigă-ți pruncul. Când auzi, oprește-te. Nu știu, comandă pizza acasă. Fă acasă întâlnire de, nu știu, de rugăciune cu tine. Fă ce vrei, nu știu, Dumnezeu te va lumina. Nu-i mai da voie să meargă în locurile astea. Și pentru că mama a fost foarte înțeleptă, când fiul a venit acasă, a trântit un pumn la masă și a zis, spune-mi, te rog frumos, ce faci acolo, acolo și acolo, că Bogdan mi-a zis tot. Eu nu i-am zis nimic. Și pruncul, știți ce a zis? Mamă, eu nu fac nimic. Astăzi, ales să crezi pe Bogdan care a venit și te-a mințit pentru că are ceva cu mine sau pe mine care sunt pruncul tău. Și mama, pentru că e mamă, pentru că are slăbiciuni, pentru că nu era taică-sul de față care trebuia să-i tragă o bătută bună, știți ce-o zis? Da, e adevărat, Bogdan minte. Și a început să scoată poveștile astea, frații mei, și pe unde mergea, spunea, Bogdan minte, Bogdan minte, Bogdan minte. Când au ajuns la urechile mele poveștile astea, ca la urechile mele, la urechile mele, dar când au ajuns la urechile soției mele, și soția mea știa despre ce e vorba, dragii mei, atâtea sfaturi am primit. Eu strigam zi și noapte la Domnul și îi spuneam Domnului, te rog, Doamne, rezolvă tu problema asta. Fratele meu, sora mea, are ceva cu mine, pe nedrept, rezolvă problema asta. Știți ce vorbe veneau la urechile mele? Du-te la comitet. Rezolvam în 5 minute la comitet. Du-te la ei acasă și rezolvă problema, că într-un minut îi puneam la disciplină. Dragii mei, m-am rugat aproape o lună de zile. Că salmistul zice că tu auzi glasul meu. Hai să vă spun în versetul 17. Pune-mi, te rog, Sami, salmul 55 cu versetul 17. Să vedeți cum trebuie să vă rugați. Auziți? Nu numai o rugăciune, zice salmistul. Mă rugam când? Seara? Dimineața? Și la amiaz? O viață de rugăciune. Multe rugăciuni. Pe lângă rugăciune și post. Nu, frate, zice, m-am rugat azi dimineață, nu s-a întâmplat nimic. Nu o să se întâmple. Nu că Dumnezeu nu ascultă glasul, nu că Dumnezeu nu intervine, dar Dumnezeu îți dă și îți spune cum trebuie să te rogi seara, dimineața și la amiaz. Daniel se ruga de 3 ori pe zi, atâția oameni ai Bibliei se rugau de cel puțin 3 ori pe zi. Mă întreb de mult, frate, cât te-ai rugat? Păi frate, să se roage frații. Nu, frații, tu trebuie să te rogi seara, dimineața și la amiaz. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Și am început să mă rog și m-am rugat cu familia și vocile le veneau, mă, du-te la comitet și rezolvă problema, du-te la comitet. Și am zis, nu, vreau să mă încred în Dumnezeu și știu că în cazul acesta, nu era un caz care trebuia dus la comitet, știu că în cazul acesta Dumnezeu va rezolva. Știți ce s-a întâmplat peste o lună? M-a sunat sora asta plângând și a zis, frate Bogdan, vreau să spun ceva, Domnul ne-a vorbit. Nu mai putem dormi noaptea, nu mai avem pace, nu mai avem liniște, îmi pare rău pentru ce am făcut, o să repar cât pot toată greșeala pe care am făcut-o. Și am întins brațele, mi-au întins brațele și de atunci ne-am înțeles extraordinar. Pentru că, oameni buni, eu știu că Dumnezeu ascultă glasul nostru, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Uitați de ce mai trebuie să strigăm către Domnul. Versetul 18 zice așa, mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea. Și ascultați acum. Și îmi va aduce pacea. Știți că în astfel de situații majoritatea n-au pace? Știți că în astfel de situații trebuie o pace specială? Știți că în astfel de situații nu merge cu pacea aia pe care ți-o dă salariul că ți-o intra pe card? Știți că nu merge pacea aia care ți-o dă mama sau tata că a venit în vizită pe la tine? Sau că te-o scos nu știu unde, te-o dus la o pizza în oraș? Știți că nu merge cu pacea aia? În astfel de situații trebuie o pace specială și asta este pacea lui Iisus Hristos care întrece orice pricepere. Oameni buni, înțelegeți astăzi că dacă cineva vă poate da pace în mijlocul furtunii, ăsta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 20 cu versetul 30, spune ceva despre împărăția lui Iosafat extraordinar. Citeam aseară Cronici și am dat de versetul acesta, auziți ce zice, și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeu lui i-a dat pacea. Pace de jur împrejur.
Pentru că numai Dumnezeu dă pace adevărată. N-ați văzut oameni care vin câteodată și spun: ce frate, mi-am pierdut pacea. Poate n-ai avut-o niciodată. Poate n-ai avut-o niciodată. Pentru că noi tot dăm cu versetul acela: pot totul în Hristos care mă întărește. Dar știți că versetul 12 din Filipeni, capitolul 4 cu 13, versetul de deasupra, înainte să spună Pavel pot totul în Hristos, și se spune, zice Pavel, știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, pacea mea nu-i mai mare sau mai mică în funcție de câți bani am în buzunar, pacea mea nu-i mai mică sau mai mare în funcție de ce se întâmplă în jurul meu. Pentru că, oameni buni, pacea lui Dumnezeu te poate face în mijlocul furtunii să dormi. De-aia Petru, când a doua zi trebuia să fie chinuit, spune Biblia, băgai rod tot felul de oameni, tot felul de creștini pentru a-i chinui în temniță. Și Petru, la un moment dat, acolo, biserica nu înceta să se roage. Știți ce făcea Petru? Dormea. De ce dormea? Pentru că avea pace. Eu nu l-am găsit nici pe Pavel, nici pe Sila, când închisoare, când erau în închisoare, trimiteau bilete, rugați-vă. Și ce făcea Pavel cu Sila în închisoare? Cântau, frații mei. Pentru că dacă lipsește ceva generației noastre, asta e pacea. Nu mai avem pace. Atâția oameni care și-au pierdut pacea. Atâția oameni care în fața bolii nu mai pot, tremură. Oameni care fug de moarte. Dar nu așa. Nădejde nu mai au, credință nu mai au, pace nu mai au. Înțelegeți în dimineața asta, oameni buni, că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dă pace. Poate să te vorbească toată Orșova, poate să te vorbească toată România, poate să-ți facă rău toți, poate să se ridice armate împotriva ta. Iisus Hristos îți dă puterea să rămâi în picioare, să fii plin de pace. Dar înțelege că dacă vrei pacea lui Iisus Hristos, va trebui să strigi către El. Pacea asta nu vine așa singură. Cereți! Spune-i Domnului: Doamne, am nevoie în dimineața asta de pace. Pentru că trebuie să înțelegi că nu ești chemat să-ți faci dreptate, nu ești chemat să porți vorbe pentru El sau împotriva Lui. Vă recomand o carte extraordinară, am citit-o cu ani de zile în urmă. Istoria trei regi. E foarte mică, cred că are vreo 100 de pagini, așa se numește. E un studiu despre zdrobire. Să vedeți caracterul lui David, să vedeți caracterul lui Saul și caracterul lui Absalom. Extraordinar de mult mi-a plăcut ceea ce spunea autorul în cartea aceea. David a avut un caracter cristic. David a semănat foarte, foarte mult în foarte multe acțiuni cu Dumnezeu. David a înțeles un lucru: nu este de datoria mea să fac război cu nimeni, de datoria mea este să strig către Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea biruință. Oameni buni, trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Eram 6 ani de zile în urmă, eram la Deva și făceam binecuvântare la cea mai mare fetiță noastră, la Sara, 6 ani și ceva. Și am chemat și eu un predicator, un prieten de-a meu, care nu prea îl acceptau unii dintre frați. Și m-au sunat și au zis: frații duhovnicești, erau foarte duhovnicești. Oh, dacă i-ați fi văzut, te uitai la ei și spuneai: oh, Doamne, cu ăștia o să înceapă răpirea. Așa erau. Și m-au sunat în dimineața aia și au zis: frate, vreau să spun ceva. Cine l-a invitat pe predicatorul ăsta? Am zis: eu, e binecuvântarea fetiței mele. O zis: să spun ceva. Eu voi veni dimineață și îți voi face scandal în biserică. Hai că ne-am auzit, îl știam, îl credeam în stare. A zis: Doamne, o să înceapă tărăboiul, nu o să mai poată predica. Dar soția mea a zis: băi Bogdan, stai-mă un pic, mă. Dar în adunarea lui Dumnezeu face ce vrea El sau ce poruncește Domnul. Hai să ne aruncăm pe genunchi și să ne rugăm. Frații mei, am primit o pace cum n-am primit de mult în dimineața aia. M-am dus la adunare și vă spun ceva, nici măcar nu mai venit la adunare. Nu mai venit după aia mult timp la adunare, că eu a fost rușine de ce o zis și ce amenințări mi-au aruncat la telefon. Dar vreau să înțelegeți că atunci când strigi către Dumnezeu, Dumnezeu te va scăpa. Atunci când strigi către Dumnezeu, Dumnezeu aude glasul tău. Și atunci când strigi către Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care îți aduce pacea. Slăvit să fie Domnul. 2. Haideți să vedeți ce spune David în Psalmul 55, versetul 19. Zice așa: Dumnezeu va auzi, dar numai că va auzi. Și ascultați, îi va smeri. 1. Strigă către Domnul. 2. Ține minte, lasă să judece Dumnezeu. Țineți minte în dimineața asta, lăsați-L pe Dumnezeu să judece. Nu vă mai puneți voi judecători.
Nu mai încercați să fiți voi judecători între cauzele cuiva. Există slujitor și există judecata lui Dumnezeu. În dimineața asta, dacă vrei să treci cu brio testul, dacă vrei ca Dumnezeu să se uite și să se bucure de atitudinea ta, lasă-L pe El să judece. De ce? Pentru că judecata e a Domnului. Roman capitolul 12 cu versetul 19 zice așa: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, a Domnului. Dumnezeu este Cel care răzbună. Dumnezeu este Cel care judecă. Dumnezeu are dreptate absolută și El știe să judece. Știți cum suntem noi? Dacă ar fi să ne judecăm noi unii pe alții, cum ar fi? La un moment dat, în Luca, capitolul 9, cu versetul 54, zice că Ioan cu Iacov s-au dus în Samaria să caute o cameră de găzduit pentru Domnul Iisus. Și când s-au întors înapoi, pentru că nu le-au convenit ce-au făcut ăia, pentru că nu le-au convenit că ori primi răspunsul pe care l-au primit, pentru că nu le-au convenit, au zis: bă, nu-mi place, nu-mi place. Au zis așa, zice: Doamne, zice, avem și noi o judecată, avem și noi o răzbunare, Doamne. Zice: ai vrea să poruncem foc să se coboare din cer și să-i mistuie? Și zice Domnul: nu știți de ce Duh sunteți călăuziți, nu știți. Pentru că noi, când ne răzbunăm câteodată, nu am cuvinte să reproduc de la amvon cum facem câteodată. Mai întreb câteodată, intenționat, mai întreb la consilier pe frate: mă frate, dar dacă ar fi după tine, ce ai face? Se ridică părul în cap, se ridică părul pe mine, frații mei, când aud pe unii frați, pe unele surori, ce-ar face fraților săi. Ascultați-mă bine în dimineața asta, judecata este a Domnului. El este singurul care are dreptul să judece. Lăudați și binecuvântați să fie numele Domnului. Dragii mei, noi nu știm să judecăm. Noi nu știm să judecăm. Dumnezeu are o judecată perfectă. De ce? Pentru că, ascultați-mă, Dumnezeu vede interiorul omului. Uitați ce spune versetul 20 apoi. Nu, versetul 19, ultima parte. Zice că în ei nu este nicio nădejde de schimbare. Știți ce a văzut Dumnezeu în oamenii ăștia? Judecata lor a fost aspră pentru că ochiul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu, felul în care Duhul lui Dumnezeu a descoperit lui David să scrie aici, au spus despre oamenii ăștia: în oamenii ăștia nu este nicio nădejde de schimbare. Pentru că Dumnezeu judecă în funcție de interiorul tău și de ce vei face tu mai târziu. Aduceți-vă aminte că la un moment dat, în Ioan capitolul 8, de la versetul 11, scrie asta: o femeie prinsă în preacurvie, adusă în fața Domnului Iisus Hristos de cărturari și de farisei. O aduc, o târăsc acolo în față și spune: Doamne, trebuie să o omorâm, trebuie să-i dăm, asta e judecata pe care noi o avem. Răzbunarea pentru păcatul ei, zice, trebuie omorâtă cu pietre. Dar totuși, zice, tu ce zici? Totuși. Se termină acest pasaj și în versetul 11 se uită la ea și spune, se uită femeia la Domnul Iisus și zice, îl întreabă Domnul Iisus pe femeie: unde sunt părâșite ai femeie? Unde sunt? Și ea zice: nu, Doamne, nu mă osândi nimeni. I-a răspuns ea. Și Iisus, uitați ce îi spune: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai... Știți de ce a făcut Domnul asta? Pentru că Domnul a văzut mai mult decât a văzut ochiul uman. Pentru că Domnul aici salvează o persoană. Eu sunt convins 100%, nu zice Biblia, dar sunt 100% sigur, eu asta cred, că femeia asta s-a dus și s-a pocăit. Cred asta. Pentru că Dumnezeu vede în interior. Hai să fim sinceri, frații mei. De câte ori n-am distrus cu judecățile noastre? De câte ori n-am dat cu oameni care au fost la începutul credinței de pământ? Pentru că mintea noastră a judecat așa cum am crezut noi. De câte ori Duhul ăsta de judecată nu a venit și a spus: ăla-i așa, ăla-i așa, ăla-i așa, lasă-mă și cu ăsta, mă. Fără să cunoști interiorul omului, fără să știi lupta din interiorul omului. M-a întrebat cineva odată, a zis: frate Bogdan, zice, l-ai lăsat pe tânărul ăsta să cânte? Zice că uite, mai are slăbiciuni, mai urlă, mai face el ce mai face pe acolo. Nu păcate grave, dar mai are anumite slăbiciuni. Și am zis: da, l-aș lăsa. De ce? Pentru că îl cunosc personal și pentru că omul ăla în fiecare seară îmi trimitea mie mesaj. A zis: frate Bogdan, vreau să spun ceva. Eu nu am biruit încă mă lupt cu anumite slăbiciuni, dar vreau să spun ceva, în fiecare zi mă lupt, postez de 3 ori pe săptămână, citesc Biblia și mă rog ca să-mi dea Domnul biruință, da, pe astfel de om l-ați lăsat să slujească, nu cu păcate, v-am spus, nu păcate, greșeli, o să da, frate, dar încă nu-i schimbat, da, încă nu-i schimbat, dar vrea să se schimbe, vrea să se schimbe, Domnul Iisus a înțeles lucrul acesta.
Vă spun ceva, în Apocalipsa 2:21, tot Domnul Iisus vorbește despre o altă femeie pe nume Izabela și zice Biblia așa, i-am dat vreme să se, dar nu vrea. Pentru că Domnul atunci când face judecata, de-aia e judecata lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are felul lui de a judeca și Dumnezeu vede în interiorul omului, în inima omului. Omule bun, în seara, în dimineața asta, te rog ceva, înainte să judeci pe cineva, înainte să arunci vorbe despre cineva, nu uita că judecata este a Domnului, Și doi, nu uita să te rogi să vezi ce vede Dumnezeu în interiorul omului. Cel mai ușor e să zici despre unul și despre altul. În dimineața asta mă rog Domnului să înțelegem toți, o înțeles David, că Dumnezeu îi va zveni, Dumnezeu se va judeca cu ei, Dumnezeu le pune piedică dacă trebuie. Judecata este a lui Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, răzbunarea este a Domnului și vă mai spun ceva, răzbunarea Domnului este dreaptă. Pune-mi, te rog, 2 Tesalonicieni 1:6. Biblia vine și spune în felul următor, auziți, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept, zice, să dea întristare celor ce vă întristează. 2 Tesalonicieni 1:6, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept. Să nu uitați în dimineața asta că Dumnezeu numai drept judecă. Să nu uitați în dimineața asta că Dumnezeu nu mă drept, noi oamenii mai gafăm. Știți că într-o zi în Geneza 38:24 Iuda a dat o sentință pentru noră sa Tamar. Zice versetul 38:24, cam după 3 luni au venit și au spus lui Iuda, Tamar noră ta a curvit și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei. Și auziți, și Iuda a zis, repede, scoateți-o afară ca să fie arsă. Repede cu ea pe rug. Merită să fie arsă, așa-i? O curvit, e și însărcinată. Ne face neamul de rușine. Uitați-vă la ea, uitați-vă ce lepădătură, a zis Iuda. Afară cu ea, pe rug. O, câți dintre noi n-am făcut și noi așa? A când Duhul lui Dumnezeu și lumina lui Dumnezeu s-a coborât acolo, a zis Iuda. Și se spune versetele următoare. Eu-s mai vinovat decât ea, zice Iuda. Oameni buni. Judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Lăsați-L pe Dumnezeu să răzbune. Lăsați-L pe Dumnezeu. Știți ce mi-a zis odată un slujitor? Călătoream cu el, plângea în fața mea. Nu l-am văzut niciodată plângând. Și-o zis, frate Bogdan, ani de zile, zice, am trimis soții să iei bătaie de la soții lor, fără niciun plic de milă, zis. Pentru că am zis, raps pentru Hristos. N-am rugat, n-am cerut călăuzire absolut nimic. Du-te și stai acolo, rabdă. O zis, dacă îmi vine vorba de cei apropiați mie, nu mai pot face așa. Pentru că întotdeauna n-ați observat, judecata pentru noi și pentru ai noștri e mai puțin aspră. N-ați văzut că întotdeauna răzbunarea sau pedeapsa pe care Dumnezeu ar vrea să ne-o dea, sau trebuie să ne-o dea nouă, ar trebui să fie mai puțin. Și se întreabă frații la consiliere, la mărturisire de multe ori, frate, dar zice, pentru păcatul ăsta, cât de aspru o să fie judecata? Cât de aspru o să fie consecința pe care Dumnezeu o trimite peste mine? Cât de aspră? Dumnezeu decide că El este drept slăvit să fie Domnul. Nu uitați, strigați către Domnul, 1, 2, judecata, răzbunarea este a Domnului. Și 3, vine versetul 22 și spune în felul următor, încredințează soarta în mâna Domnului. Pentru că 3, va trebui să faci în felul următor, lasă-te în mâna lui Dumnezeu, strigă către Domnul, judecata este a Domnului și lasă-te în mâna Domnului. Oameni buni, prea puțină credință pentru unii dintre noi în generația noastră, dar oare mai poate Dumnezeu? Parcă așa de mult încep să tot aud fraza aceasta, dar oare mai poate Dumnezeu? Știți ce zice Biblia în versetul ăsta? Încredințează soarta în mâna Domnului și ascultați-mă, El te va sprijini. Protecția totală întotdeauna numai Dumnezeu ți-o poate oferi. Evrei 13:6 vine Biblia și spune în felul următor, așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Și ascultați-mă acum, ce mi-ar putea face? Nu este omul mai puternic ca Dumnezeu. Dar nu sunt vorbele aruncate asupra ta, asupra casei tale, mai puternice decât îi Dumnezeu.
Dar nu-s mai puternice. Dar nu-s mai puternice atacurile decât puterea lui Dumnezeu, oameni buni. Voi trebuie să credeți asta în dimineața asta. Voi trebuie să înțelegeți că David ne spune pentru noi astăzi, încredințați-vă, lasă-te în mâna Domnului și El te va sprijini. El poate să-ți ofere protecție. Nici firma de securitate, nici poliția, nici cine vrei tu, un prieten de-a tău, o prietenă de-a ta, nu te poate proteja cum te protejează Dumnezeu. Dumnezeu oferă protecție totală, scumpii mei. Dragii mei, de câte ori Dumnezeu nu ne-a protejat? De câte ori nu ne-a protejat Dumnezeu? Ascultați-mă bine, și noi nici măcar n-am știut. Noi nici măcar n-am știut. Îmi povestea un frate de la Deva, a lucrat acolo la o fabrică și a zis, frate Bogdan, deci vreau să spun ceva, pentru că fabrica mergea din ce în ce mai rău, mai rău, mai rău, mai rău, mai rău, până la faliment, zice, în fiecare an se făceau disponibilizări. În fiecare an mi-era frică. Știi de ce mi-era frică, frate Bogdan? Pentru că eu eram pocăit și șeful meu avea treabă cu pocăiții. Și de fiecare an scăpam. Și așa am dus-o până la sfârșit. Dar zice, știi ce mi-a fost uimirea? Zice, tata meu lucra acolo cu mine și mai târziu m-am dus împreună cu tata meu și am avut accese. Am avut acces la anumite dosare. Eu zic, Bogdan, vreau să spun ceva. Ani de zile, e vorba de 10-11 ani aproximativ. Ani de zile, în fiecare an de zile, eram propus în dosarul de disponibilizare. Și au zis, știi ceva? Dumnezeu de fiecare dată mă păzea. De fiecare dată. Hai să spun ceva, frate și soră. Știi de ce mai ai încă loc de muncă? Că Dumnezeu păzește asupra ta. Știi de ce îți mai merge business-ul încă? Că Dumnezeu păzește asupra ta. Știi de ce poți să faci bănuții aia pe care îi faci? Că Dumnezeu păzește asupra ta. Știi de ce poți, ai putut veni în dimineața asta la casa lui Dumnezeu? Că Dumnezeu păzește asupra ta. Oameni buni, plini de încredere, lăsați-vă în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu își duce planul cu tine la îndeplinire. Noi de multe ori nu mai credem. Știți de ce nu ne mai lăsăm noi în mâna Domnului? Bă, da, ai auzit ce-o făcut, mă, dar ăla s-o ridicat, zice, împotriva mea, zice. Ăla a venit împotriva mea și zădărnicește planul lui Dumnezeu cu privire la mine. Am auzit asta? Minciun, dragii mei. Singurii care putem zădărnici planul lui Dumnezeu cu privire la noi, ascultați-mă bine, suntem noi înșine. Biblia spune în Luca 7, în versetul 30, în felul următor. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Și ascultați acum, cu privire la ei. Nu la toată lumea, nu la întreg pământul, nu cu privire la ucenici, nu cu privire la Domnul, nu cu privire la celelalte lucruri. La ei. Pentru că fiecare dintre noi suntem responsabili personal, oameni buni. Încrederea în Dumnezeu, aruncarea în brațele lui Dumnezeu înseamnă să-L lași pe Dumnezeu să conducă lucrurile. Ascultați-mă bine, nimeni nu poate să-mi facă rău fără voia lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu acceptă, n-am ce să fac. Nimeni nu se poate atinge de tine fără ca Dumnezeu să-i îngăduie. Oameni buni, Dumnezeu hotărăște. Dacă vrea Dumnezeu să te scape, te scapă, lăudat să fie Domnul. Tu trebuie plin de credință să te arunci în brațele Lui. Frate, dar m-a amenințat, stai liniștit, nu ți se va întâmpla nimic, Dumnezeu te păzește, Dumnezeu te păzește. Ce frate, am văzut predicator cu bodyguards, am văzut oameni care s-o luau, zis, bă, să mă păzească. Vă spun ceva, dacă nu păzește Dumnezeu o cetate, degeaba. Dacă nu zidește Domnul cetatea, dacă nu păzește Domnul casa, degeaba, oameni buni. Degeaba, vreau să înțelegeți în seara asta, ascultați-mă bine, frați și surori, că Domnul este Cel care păzește, Domnul este Cel care oferă protecție totală. Și ultima parte și apoi încheiem și ne vom ruga. Știți ce? De ce să te lași în brațul Domnului? El te va sprijini și următorul verset spune în felul următor. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Ascultați bine versetul ăsta. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Punem, te rog, Psalmul 40:11, pentru că vreau să vă spun, să vă arăt ceva aici. Bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu nu se schimbă. Tu, Doamne, nu vei opri îndurările tale, ci bunătatea și credincioșia ta mă vor păzi. Câteodată, din când în când, credincioșia și bunătatea mă vor păzi. Ascultați bine, frații mei, totdeauna. Asta înseamnă credință. Asta înseamnă credință că El nu va lăsa niciodată pe cel neprihănit să se clatine. Știți ce mă doare?
Mai aud pe unii oameni spunând, frate, zice, Dumnezeu m-a lăsat să cad, zice, într-un păcat, zice, ca să îi învăț și pe alții. E cea mai mare minciună pe care o pot auzi. Dumnezeu nu are nevoie să te lase să cazi în păcat. Că Dumnezeu nu lucrează nici cu păcat, nici cu diavolul. Că Dumnezeu, dacă vrea să facă o lucrare, o face cu ungerii săi, slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu, care e drept și sfânt, nu are nevoie să te lase pe tine în păcat ca să înțelegi. Oameni buni, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a gustat niciun păcat niciodată. Și pentru aia, femeia aia care era o prostituată și acolo aruncată jos, o știu să-i spună, du-te și nu mai păcătui. Iisus Hristos o știu să întindă brațele, ascultați-mă, către frații și surorile lui, o știu să întindă brațele. Și o luat-o pe Maria Magdalena, care erau 7 draci. Și nu a vorbit-o, și nu a judecat-o. O, ce-o fi zis Maria Magdalena înainte să se pocăiască de Domnul Iisus. O, ce-o fi zis unii ucenici. Și să-i frumos la Domnul Iisus. Contins brațele către Petru. Către Petru, care într-o zi l-a vorbit pe Domnul. Într-o zi s-a uitat la o slujnică și a zis către slujnică aia, nu-l cunosc, mă, cine Dumnezeu? Vezi de treabă cu Dumnezeu. Dragii mei, mi-am dat seama că Dumnezeu nu te lasă să cazi. Ascultă-mă bine. Nu mi-ai acceptat minciuna asta, m-a lăsat Dumnezeu să cazi. Nu, nu, nu. Că Dumnezeu e specialist în a transforma eșecurile mele și eșecurile tale în binecuvântări. Da, asta cred. Asta cred, slăviți să fie Domnul. Asta cred. Dar vreau să spun ceva în seara asta. Aruncă-te în dimineața asta, aruncă-te în brațele lui Dumnezeu, pentru că bunătatea și credincioșia, omule bun, te vor păzi. Te vor păzi de rănile alea pe care ți le fac vorbele. Ți vor păzi de lucrurile acelea care vin din stânga și din dreapta. Te vor păzi de toate atacurile unor oameni care sunt rău intenționat pentru a-ți face rău. Omule bun, înțelege în dimineața asta. Nu mai căuta tu răzbunare. Strigă către Dumnezeu. Știți ce fac eu? Vă dau așa un sfat din experiența mea de slujire. Ori de câte ori e stres și ori de câte ori diavolul vine și mi-aduce aminte de persoane care m-au rănit greu. Ori de câte ori mi-aduce aminte de oameni care au venit la mine și au spus, frate Bogdan, nu mai pot dormi noaptea. Pentru că am zis minciuna asta de tine. Și eu mă gândeam, Doamne, de unde poveștile astea? Și pe oamenii ăștia, eu, la rândul meu, Dumnezeu mi-a dat în mână, puteam să le fac rău, dar am învățat ceva. Că nu asta e soluția, rău cu rău, ci soluția e să strigi către Dumnezeu, pentru tine și pentru ei. Ascultați-mă bine, dacă o să vă rugați pentru ei, poate ei nu o să se schimbe niciodată. Eu am acum, la ora actuală, oameni care nu și-au schimbat atitudinea față de mine. Și mă rog pentru ei, și mă rog pentru ei, și insist înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Dar nu atitudinea lor s-a schimbat. Atitudinea lor nu s-a schimbat față de mine. Știți ce s-a schimbat, frații mei? Inima mea s-a schimbat față de ei. Inima mea e mai bună, inima mea e mai sensibilă. Îmi spunea un frate, un prieten de-a meu, un predicator, o zbogdanie, m-am dus să-mi cer iertare de la cineva, deși nu eram de vină. Și când m-am dus să-mi cer iertare de la cel cineva și nu eram de vină, au zis, omul acela care deși era de vină s-a ridicat și m-a ocărât mai rău. Și eu am zis, la nivelul minții, am zis, Doamne, dar cum poate să facă omul acesta așa ceva? Și Duhul Sfânt mi-a zis așa, eu astăzi nu vreau să-l schimb pe el, ci vreau să te schimb pe tine. Dragii mei, nu uitați, când sunteți vorbiți de rău, când sunteți călcați în picioare, când vă auziți povești, când oamenii ăia la care ai ținut și pentru care te-ai rugat și cu care ai mers înainte te-au rănit, la fel ca pe David, strigă către Domnul. Nu uita că judecata e a Domnului și nu uita că dacă te lași în brațul Domnului, nimeni nu poate să-ți facă absolut nimic. Eram cu ani de zile în urmă, cred că sunt 8 ani de zile, dacă nu greșesc, 7 sau 8 ani de zile. Atât rău îmi făcea o persoană. Așa de greu mi-era. Vă spun, mergeam acasă, nu știu dacă ați plâns vreodată și să nu mai aveți lacrimi. Și am venit într-o dimineață, am încercat toate metodele, nu mai știam ce să fac. Am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. Eram mai crud, eram mai prung, nu știam, efectiv nu puteam depăși situația. Și am venit într-o dimineață, la fel cum ați venit dumneavoastră și era cina Domnului. Și am zis, dar cum să mă duc eu la cina Domnului? Că așa de mare e rana asta în inima mea față de persoana respectivă.
Și-a luat fratele și-a deschis Biblia și-a citit acolo în Corinteni și-a zis: fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Și ascultați acum. Și așa să mănânce. Și am zis: Doamne, și așa să mănânc? M-am pus pe genunchi în rugăciunea de cercetare dinaintea mesei Domnului și am zis: Doamne, Tu vezi rana din inima mea. Tu vezi sentimentul meu rănit, Tu vezi sufletul meu rănit. Am o rugăminte în dimineața asta, eu știu că Tu la masă faci minuni. Doamne, eu am auzit că la cina Domnului Tu vindeci. Eu am auzit, Doamne, că la cina Domnului se întâmplă minuni. Doamne, eu astăzi vin datorită vredniciei Tale și stau la masă cu Tine. Doamne, ăsta e situația în inima mea, asta e rana din inima mea. Doamne, mă pun și mă apropii de cină cu nădejdea că Tu o să faci ceva. Oameni buni, m-am apucat pe genunchi, noi luam cina pe genunchi, am stat acolo, venit cu azima, au venit cu rodul viței și când ne-am ridicat în picioare, ascultați-mă, să le facem rugăciunea de încheiere, am simțit un curent așa din vârful creștetului până în tălpile picioarelor și dintr-o dată am început să mă uit și să caut pe omul acela până adunare care îmi făcea rău și îmi venea să-l iau în brațe, îmi venea să-l pup. De atunci mă rog pentru el, de atunci îl ajut când are nevoie, de atunci îi țin brațele deschise pentru că într-o dimineață, la fel ca și asta, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, m-a eliberat. De ce? Pentru că am strigat la El. Nu mi-am făcut singur dreptate. Nu m-am dus eu să-mi fac dreptate. Nu m-am dus să spun de El și să fac nu știu ce. Am zis: Doamne, Tu ești ajutorul și nădejdea mea. Pentru că am înțeles în dimineața asta, în dimineața aceea, că judecata aia lui Dumnezeu. Judecă-se Domnul cum vrea cu El. Nu mă interesează. Nu-i treaba mea. Datoria mea e să întind brațele și să-L iubesc. Că generația asta se iubește din ce în ce mai puțin. Mă doare asta, frații mei. Și nu uita, lasă-te în brațele lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem înainte de cină și vă invit să vă ridicați în picioare. Și vreau să facem rugăciunea asta cercetându-ne unii pe alții. Cercetându-ne fiecare în dreptul lor, mă scuzați. Haideți să nu ne mai cercetăm unii pe alții în dimineața asta. Spune-i Domnului: Doamne, îți rănit. Doamne, așa de mare e rana în inima mea. Atât de mult venind parcă din partea fratelui meu, surorii mele, Te rog, eliberează-mă în dimineața asta. Doamne, aleg să-L iert, pentru că iertarea pe care Tu mi-ai dat-o mie, eu trebuie să o dau mai departe. Doamne, aleg astăzi să-L iert pe fratele meu, pe sora mea, aleg astăzi să iert pe cel care mi-a greșit, aleg să iert, Doamne, pe cel din stânga, din dreapta. Doamne, poate nici măcar nu cunosc contextul, Doamne, și m-am supărat fără să-L întreb dacă chiar cu adevărat Tu zis asta. Doamne, Te rog, astăzi ajută-mă să iert. Doamne, vreau să strig către Tine. Nu mai vreau să spun de frații mei în stânga și în dreapta. Vreau să spun Ție. Doamne, am înțeles în dimineața aceasta că judecata e a Ta și, Doamne, astăzi vreau să mă arunc în brațele Tale. Oameni buni, nu există loc mai sigur decât în brațele lui Dumnezeu. Nu există loc mai minunat și mai frumos decât în brațele lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți că în dimineața asta Dumnezeu ne așteaptă la masă cu El cu brațele deschise. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va sta la masă cu noi. Oameni buni, ne vom aduce aminte de ce a făcut pentru noi. Într-o zi a murit pentru noi și Biblia spune că ne vom aduce ori de câte ori vom serba aminte de lucrarea minunată a Domnului Iisus Hristos. Te rog, adu-ți aminte în dimineața asta că Iisus a murit pentru tine. Ești dator să ierți. Ești dator să lași judecata în mâna Lui. Ești dator să te arunci în brațele Lui. Hai să ne rugăm în dimineața asta și spunem Domnului: scapă-ne, 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 Doamne. O, glorie!